Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem pe data de 14 septembrie 2022. Suntem aici o zonă destul de rece. Au fost vreo 5 grade. 5 grade azi noapte și am început tratamentele antivaroa, cele chimice, fiindcă până acum am folosit tratamente, să zicem așa, uleiuri esențiale, acid oxalic, așa mai departe. Avem acest tratament chimic. În prima zi cad cei mai mulți, au căzut în cazul meu 100-150 de varoa la o familie strânsă pe 6 rame în prima zi, nu la toți, cam la 40% din stupină, 100-150 de varoa la 6 intervale, între 3-5% infestare. Destul de mult, fiindcă varoa nu înțapă aceeași albină de două ori, adică se va muta cu o albină sănătoasă. Și asta mulțim cu 5, adică dacă au căzut 150 de varoa la o colonie, atunci mulțim cu 5 albinele înțăpate și rezultă vreo 1000 de albine într-un stup care au fost înțăpate de albi. Considerând că 40% din stupină este astfel, să punem încă 20%, deci undeva la 50-60% ar putea avea această infestare cu varoa, plus că mai e puiet căpăcit unde mai avem și acolo varoa. Deci acest an pentru mine este din ultimii 3 ani cel mai cea mai mare infestare, să zic așa. O să aduc o să aduc aici o tavă de control. E control aici, nu am curățat și infestarea pe 4 rame de albină este acceptabilă, dar având încă puiet în stup, nu este, să zic așa, nu este chiar ideal, dar ia să-i vedem. Uite aici, o să mărim un pic varoa, aceasta este varoa, așa arată, cer scuze, încerc să stabilizez un pic imaginea, deci ei sunt varoa, ei sunt păduchii care dau de cap, dau bătăi de cap apicultorilor, iată așa, sunt. Aici stau 14-15 rame de albină. Infectarea este foarte mică în acest caz. Pe când la alte familii care au iernat e un pic mai mare infestarea. Ce trebuie de menționat este că am avut două colonii de albine pe stați să duc ăsta la loc. Am avut două colonii de albine care n-au luat uleiurile esențiale și având în prezență acid oxalic, nu știu motivul încă de ce pur și simplu n-au
pur și simplu n-au luat acele uleiuri. Acolo infestarea este critică, adică prea mare pentru o colonie de albine, să zic așa. Ele au rămas undeva pe 3 rame de populare, este mare, dar din, nu doar cele două familii de albine care n-au luat uleiul esențial. Având oxalicul deasupra, consider că oxalicul e, n-a avut forța suficientă de a se lupta cu acest varroa, sau pur și simplu efectul e prea mic când o infestare e prea mare. Acum, în comparație cu alți ani, să spunem așa, fiindcă deja intru în al treilea an, intru în al patrulea an în care folosesc uleiurile esențiale și tratamentul chimic a fost foarte redus. Anul trecut, de exemplu, tratamentul chimic a fost o singură aplicare și anul acesta o să trec pe 4 aplicări, începând din luna aceasta, fiindcă varroa există, deci nu putem să o combatem. Dar totuși, de unde vine acest varroa? Fiindcă noi tratăm, varroa reapare. E acum 3 luni de zile când am făcut un test chimic, varroa pur și simplu nu exista în stup, adică nu cădea, nu vedea. Și atunci am zis, mă, chiar să nu fie. Și acum, văzând acele două familii mai contaminate, am decis să fac tratament pe toate familiile. Acum problema de contaminare apare din exterior de cele mai multe ori, de la stupini netratate, și e greu de controlat, indiferent. Eu am încercat să pun o substanță în stup care să nu afecteze mierea, dar în același timp să-mi țină albinele, varroa, sub control, și consider că uleiul esențial a reușit acest lucru, dar nu poate, deci din luna august acest ulei esențial nu prea mai este luat de albine și atunci contaminarea va veni brusc, fiindcă atunci e, dacă sunt stupine netratate în zonă, albinele ies afară, se duc în stânga, în dreapta, mai apare în această lună și furtișagul, că îl vezi, că nu îl vezi, albinele tot încearcă ele să mai intre în stup străin, unele reușesc și atunci o să vă aducă varroa din stupine netratate. Acum noi nu avem decât să îi tratăm un pic mai repede. În această lună am putea să trecem la acest lucru, să tratăm cât mai repede și să ținem varroa sub control, astfel încât să nu afecteze populația de albine, sau măcar să o facem ca acest varroa să afecteze foarte puțin colonia respectivă, adică o pierdere peste iarnă, să zicem, de 10% pe cantitatea de albine. Dacă intrăm cu 6 rame în iarnă, să zicem o colonie medie, atunci să, la restrângere în februarie, să avem o pierdere de o ramă de albină. Ideal ar fi să nu avem această pierdere, dar nu putem să spunem că nu avem varroa deloc. Bun, acum cam atâta. La albinuțe nu prea mai fac mare lucru. Știu că mai au puiet, am vreo 11 nuclee care vor întări familiile de bază schimbând reginele. Aici avem o familie de albinuțe, sunt semi-împachetate la ora aceasta. Chiar să arunc o privire și la aceasta să văd dacă a mai căzut varroa. Uite, de exemplu, la această colonie sunt doar vreo 5-6 varroa căzuți. Deci infestarea este, să zicem așa, medie, fiindcă sunt colonii care sunt mai infestate și sunt care
mai puțin infestată. Aici avem albinuțe pe 5 rame restrânse, strânse foarte bine. Să vi le arăt, că sunt frumoase albinuțele, stau bine, e rece, este rece și ce să le faci, stau și ele la căldurică. Încă ține folia încă o lună de zile până terminăm tratamentul. Iată, aici stau albinuțele foarte frumos, le-am strâns bine, ele sunt până chiar și pe diafragmă stau, iată, așa bine sunt strânse. Bun, foarte fain. Acum să vină, să zicem așa, să vină iarna, așteptăm iarna. Oricum la mine este foarte, foarte răcoare. Ce putem spune? Aveți grijă de albinuțe în continuare. Să ieșim bine din iarnă cu ele. Nu neglijați varoua, luptați cu toate ustensilele posibile împotriva ei. Că e chimic, că e ecologic, indiferent, dar luptați împotriva varoua, nu o neglijați. Bine, până data viitoare, numai bine!